Salutare, prieteni! Astăzi avem de pe AliExpress un radio auto cu USB player. Acesta este. El a costat undeva la 100 de lei. Radioul plus transportul. Să vedem ce regăsim în pachet. Coletul a venit prin curier destul de repede, aproximativ în 2 săptămâni. L-am cumpărat în special pentru partea de USB ca să pot asculta în mașină muzică de pe stick. Așa arată cutia, o cutie mică. Ceva protecție. Ok, în cutie nu mai este nimic. O telecomandă care funcționează cu două baterii 3DA. Două cabluri, o mini cărticică cu instrucțiuni și cheițele de scos radioul din ramă. Și bineînțeles, avem radioul. Este foarte ușor, clar nu are 60 de W, probabil că are undeva la 4-5 W. Mâine am să-l montez pe mașină și revin cu impresii. Ok, prieteni, cam așa arată acest player și pe mașină. Avem două USB-uri. O telecomandă. Culorile se pot schimba în funcție de culoarea mașinii, culorile butoanelor. Eu am ales verde pentru că așa se aprinde la mașina mea, pe culoarea verde, dar puteți alege între mov, roșu, albastru, albastru deschis, blumarin, mai multe culori, portocaliu, bineînțeles. Ce pot să spun, că funcționează foarte ok, chiar și radioul prinde bine, doar că nu se aude foarte tare. N-are o putere micuță, cred că 4-5 W.